Și tot în plan politic intern, primarul general al capitalei, Nicu Șordan, nu reușește să-i convingă pe consilierii PNL să voteze bugetul. Blocarea bugetului duce la neplata integrală a salariilor către angajații din administrație, printre altele. Noi am fost într-o alianță cu USR, PNL, PMP și în fiecare din anii 2021, 2022, 2023 am făcut împreună un buget. Adică înainte de a-l propune publicul, de a-l pune în dezbatere, ne-am înțeles pe liniile mari și după aceea eu cu aparatul l-am făcut. Anul ăsta am propus același lucru și PNL-ul a zis să-l fac doar cu SRPMP, ceea ce am făcut, l-am pus în dezbatere, se face aproape o lună de când s-a întâmplat lucrul ăsta și după asta am avut și dezbateri publice și discuții. Primarului se reproșează că a alocat doar 2 miliarde de lei pentru transport public și termie, în condițiile în care anul trecut au fost cheltuite 3 miliarde de lei. Edilul spune că situația a fost aceeași și în anii trecuți, iar PNL nu a fost împotrivă. Sunt niște sume de bani care vin la primărie de-a lungul anului, nu-i corect, dar așa se întâmplă, inclusiv cotele din impozitele bucureștenilor și pe care nu poți să le pui în bugetul de la început, dar pe care, pe măsură ce ministerul spune că o să-ți dea mai mulți bani, le pui în bugetul prin rectificări de-a lungul anului. Iar consecințele nevotării bugetului sunt grave, mai ales pentru angajații din cadrul administrației, care nu-și vor mai primi salariile întregi. Edilul susține însă că aceștia vor primi o parte din salarii din banii rămași în conturi. Consecințele sunt imediate, sunt că pe 11 luni, pe 11 martie, oamenii se așteaptă să primească salarii și vor primi 25% deocamdată, toți banii pe care i-am mai găsit în primărie, i-am împărțit la salarii pentru ca oamenii să primească ceva, dar nu avem salarii pentru toată lumea. Peste câteva zile o să urmeze la STP, o să urmeze la compania de termoficare, că ei primesc banii puțin mai târziu, 2-3 zile mai târziu. Blocarea bugetului de către consilierii PNL vine în contextul în care, în ultimii 3 ani, liberalii l-au susținut pe Nicu Șordan, însă aceștia au decis ca în acest an să nu-l mai susțină și să meargă cu un candidat comun alături de PSD la primăria capitalei.